este apăsată regimentul industrial. Putem observa că dacă Republica Moldova și Ucraina vor semna acordul de asociere, vor semna într-un fel izolarea Transnistriei de către din ambele părți, dacă ei nu vor fi parte a acestor procese. Ținând cont de faptul că regiunea Transnistria nu este nici recunoscută, iar pentru a efectua regim de export extern, regim de export au nevoie de acordul Chișinău, iar Chișinău va fi parte a acordului de asociere, va fi parte a acordului de liber schimb, va însemna că Transnistria va fi într-o situație destul de complicată. De aceea cred eu că pentru agenția economică din Transnistria, pentru administrația care s-a făcut acolo, acest fapt ar trebui să-i ajute la catalizarea unor negocieri atât cu Chișinău, cât și participarea unor reprezentanți în discuțiile cu grupului, pentru a putea maxim profita de beneficiile acordului de asociere care va eventual va semna regulă. Sunt mai multe variante cum ar putea, mai multe opțiuni cum ar putea de rezolvat aceste probleme. Însă trebuie să înțelegem că acesta nu este posibil doar prin o decizie unilaterală a Chișinău. Chișinău are consultat și cu partea ucraniană, dar ca măsură de ca măsură provizorie, este sunt instalarea acestor puncte care, deși au fost spus foarte clar, nu au o implicație asupra locuitorilor care locuiesc în stânga Nistrului. Deci se va referi doar la acei străini care pașaport străin, care ar vrea să intre pe teritoriul Republicii Moldova și să părăsească teritoriul Republicii Moldova spre o altă destinație. Ori, aceasta este o practică normală, orice țară din lume, omul care intră are și ștampila la intrare și ștampila de ieșire. Asta va ajuta foarte mult la diminuarea traficului de ființe umane, contrabandă, etc., etc. Lucru care, într-un fel, ar trebui să fie interesat și pentru administrația la terasă. Ucraina are potențial enorm, are un instrumentariu foarte bogat. Însă Ucraina nu poate acționa de una singură. Ucraina are nevoie și de sprijinul protestelor, în mod evident, și de implicarea altor actori în formatul 5.2. Orice ce se întâmplă acum la Chișinău este departe de a fi un ajutor în procesul de reintegrare, pentru că politicienii noștri sunt mai mult preocupați de chestiuni interne la Chișinău, lupte de chestiuni, decât reglementarea însuși. Ceea ce, sigur, scade și nivelul de interes din partea altor actori. Și în acest context, cred că Chișinău este principalul responsabil și principalul interesat să folosească oportunitatea prezenței ucrainilor în Chișinău, pentru că timpul a rămas destul de puțin, ca să poată cel puțin ceva să se schimbe. De exemplu, discuțiile cu Coșul Andrei, 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 Coșul Andrei